Trei autovehicule au fost implicate astăzi într-un accident pe DJ720 în comuna Florești. Un autoturism, o dubă și o autobasculantă s-au tamponat în urma unei pătrunderi pe contrasens. Am văzut mașina cea mare și nu se vedea bine celelalte. Dacia Papuc a vrut să bagă stânga, șoferul după dubiță a intrat în depășire și l-a acrușat și l-a aruncat în mine. Deci l-a acrușat camioneta pe... și dubița a intrat frontal chiar în fața mea. Eu eram oprit pe loc, nu am plecat nicăieri, nu... În urma impactului, șoferul dubei a rămas încarcerat, picioarele fiindu-i prinse sub bord. Persoana rănită a fost transportată la Spitalul Județean și la momentul preluării era în stare conștientă. La fața locului a fost trimis un echipaj de la descarcerare, o auto specială SMURD, dotată cu terapie intensivă mobilă și un echipaj de pompieri. Polițiștii au fost sesizați despre faptul că, pe drumul județean 720, în localitatea Florești, a avut loc un accident de circulație. Deplasându-se la fața locului, au constatat că aspectele semnalate se confirmă. Este vorba despre trei autovehicule implicate. În urma coliziunii, o persoană a fost transportată la spital. Până la acest moment nu se cunoaște modul în care s-a produs accidentul. Polițiștii urmează să deschidă o anchetă.